Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Construction Simulator. Dragii mei, avem brad. Am primit un mini-update și ia uitați-vă aici ce brădulețu. Bă, dar eu de ce țin casca aia pe cap? Băi, totuși, ia uitați-vă ce globuri avem. Avem și cadouri chiar, bine. Nu prea avem cadouri, ca să fiu sincer. Nu prea am primit cadouri, dar hai să fie. Ok, una peste alta, ideea e că avem un brad în curtea societății noastre. Bă, nu arată rău, doar că pare că se putea ceva mai bine. Bun, nu asta e ideea. Ideea e că, bă, sincer să fiu, astăzi vreau să începem proiectul nostru mare. Nu vă uitați că utilajele sunt înăuntru la reparație. Domn mecanic se ocupă de ele. Bine, acum e și noapte, e târziu, e ora 2. Dar, una peste alta, trebuie să știți că astăzi, da, vreau să începem marele proiect. Și anume, hai să vedeți despre ce este vorba. Nu avem niciun ajutor, începem așa contractul, pentru că ora nu ne permite să invităm pe nimeni în momentul de față. Intră pe campanie, dar pe viitor, cu siguranță o să apelez la, cum îi spune, mă, la Alin. Păi, nu mă salvează el, Alin. Așa, hai să vedem cu ce mergem. Aici am zis că nu mă interesează un job unde să ajung la final. Nu, hotelul nu. Cred că aici, muzeu. Extensia de muzeu. Avem foarte mult de muncă aici cu extensia asta. Din ce văd eu, stai așa să dau pe high, pe low câștigăm 900.000 de euro, pe medium 1.643.000, 1.644.000. Când dăm pe high și schimbăm nivelul, totodată ne dă mai multe task-uri de realizat. Așadar, nu e o bucurie. Și 4.320.000. Bă, dacă facem... dacă facem proiectul ăsta de 4.320.000, păi ne luăm toate utilajele de care avem nevoie. Ești nebun la cap. Doar că uitați-vă și voi la primul task pe care îl avem. E land development. Asta înseamnă că trebuie să... stai așa să dăm jos. Asta înseamnă că va trebui să scoatem tot pământul de pe terenul unde noi trebuie să construim. Și mai văd aici slapad construction pit. Și pe chestia asta putem să încasăm 1.760.000. Eu cred că merită în condițiile în care noi și așa avem câteva utilaje ale noastre. Știți de pe live-ul trecut că am mai achiziționat una alta. Ce să zic? Bă, mergem pe high, nu? Adică mergem pe greu. Cât durează aia e, împărțim în episoade. Numai că nu prea o să ne mai întâlnim cu live-uri în jocul ăsta până nu finalizăm proiectul ăsta. Asta e. Așa că avem 16 task-uri. 16? Stai așa să mai dau o dată. Da, și la 1.643.000 tot 16 task-uri, totuși ceva nu se pupă. Da, nu contează, mergem pe high. Am zis, să-i dăm drumul și să vedem cum ne descurcăm. Așadar, va fi o extensie a muzeului, adică încă o clădire sau ceva. Vedem imediat ce și cum. Doamne ajută, mamă, o să ne săturăm de treabă, poate, nu știu, poate facem și un, de asta, cum îi zice, mă, cum le spune, mă, la alea, nu mai știu, îmi scap acum, da, știți voi la ce mă refer, știți voi, unde merge imaginea super repede, îmi stă pe limbă, dar îmi scapă, că dacă n-am mai făcut de mult, în fine, da. Hai să dăm drumul, să vedem cum ne descurcăm. For this job, material cost in your current account balance will become due in the May. Oh, well.
Aoleu. Păi asta nu e bine. Păi stai mă, boss, că pentru început, pentru ce am eu nevoie, am bani, că nu-mi trebuie materiale la început. Eu să mă mai uit odată, poate nu ne înțelegem. Deci la început nu am nevoie de materiale, după aia am nevoie să dau bani pe materiale. Spune că nu am destui bani ca să cumpăr materiale. Dar știi ce mă gândesc eu? Am o idee. Am o idee. De fapt, eu tot timpul am idei. Bun, ia să vedem asta. A, dar nu putem să-l mișcăm. E chiar în centru. A, de fapt, da, e la muzeu acolo unde am dus atunci containerul cu statuia. Stai așa un pic să vedem noi ce bănuți mai avem. Că parcă mai aveam ceva bănuți în cont. Ia să vedem. Mai aveam? Mai aveam! Personal account. Noi ce bani? Ce bani? 178.000. Hai să transferăm și pe aia 50.000. Că, na, vorba aia. Așa, money transfer. Și să băgăm aia 59.000. Mamă, cât de greu merge. Mamă, a. Stai așa că s-a dus prea mult. S-a dus prea mult. Și când se duce mult, nu ne place. Gata. Și acum îi dăm depozit. Ia să vedem. Așa e? Așa e, bă, tată. Ia să vedem acum. Sau trebuia să-i transferăm invers în personal account. Ba nu, trebuia să fie la noi. Corect, 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 corect. În societate, tată. Bun. Și acum hai să vedem cu jobul. Păi nu? Păi da. Cultural. Pac, frumos, elegant, muzeu, extensie, hai și acceptăm contractul. Boss, n-ai treabă, merge, ia să vedem. Asta zic. Trebuie să mergem la meeting prima dată, să discutăm cu bossul, stați așa un pic, că trebuie să încărcăm, hai să dăm pe first person, știți că așa îmi place. Bun. Vreau să încărcăm buldozerul, să-l luăm direct cu noi. Buldozerul ăsta ce avem noi? Dați așa un pic. Nu aici. Pac, pac, pac. Companie. Vehicle fleet. Bun. Și nu avem buldozer. Ba da, avem și buldozer. Luăm și buldozerul și graderul? Hai să luăm doar buldozerul și după aia vedem cu graderul ce facem. Aparent mașina noastră trebuie reparată. Nu chiar. Ar fi trebuit totuși să bag un pic în reparație și după aia. Nu avem timp. Nu avem timp. Hai să luăm așadar. Uite ce fac, mă. Uite ce fac, mă. Uite ce fac, mă, pentru că mă grăbesc. Așa, și luăm dozerul ăsta și-l dăm afară. Că e de aici. Ne urcăm în mașină frumos, să vedem dacă e buldozerul aici. Corect. Mutăm mașina mai în față. Aprindem și un pic de lumină. Asta zic. Și să urcăm buldozerul sus. Scoatem platforma. Și mergem cu buldozerul la noi, că oricum primul task e cu buldozerul. Vedem ce avem de făcut. Ok, rezolvat. Să ne dăm jos. A rămas. Da, normal ar fi trebuit să stingă faza scurtă. S-ar putea să ne trebuiască și gradarul, vedem imediat ce și cum, dar plecăm cu buldozerul în prima fază. Utilajele în mare parte toate sunt ale noastre. În mare parte. Ok. Oh, nu văd nimic, ești nebun. Nu văd nimic. Să ridicăm ăsta sus ca să putem urca sus pe rampă. Ok.
Aha. Aha. Cam asta-i. Bun. Lăsăm ăsta jos. Ne dăm jos și noi. Nu încape. Altceva nu mai încape. Ce să mai pun dacă nu încape? Asta e. Bun. Și să lăsăm... să ridicăm platforma. Oh, lanțurile prima dată. Scuzați-mă. Scuzați-mă pe mine. Bun. Tot ok. Și am plecat. Hai, Dani. Hai, tăticu. Hai. Hai. Trebuie să vorbim cu directorul la muzeu. Cât e ceasul? Ne încadrăm? Ne încadrăm. 4. Și că pe la 5 e el acolo, dar sperăm să-l găsim mai devreme. Bun. O să mergem prin oraș, că e cel mai scurt drum, ca să spun așa. Stai, tăticu. Bă. Tot nu avem claxon. Nu știu, bă, ce se întâmplă cu claxonul ăsta. Dispare, bă. Da, e bine că ne-au dat brad. Acum nu știu, să vedem prin oraș dacă găsim ceva să ne... să ne inducă așa în... în sărbători. Deși nu prea cred că o să avem parte de ceva schimbări prin oraș, dar... Uite, vedem... Oli. Era înainte? Oli asta? O reclamă de magazin sau ce-o fi ăla? De data asta chiar am nevoie de ajutoare. Deci dacă sunt doritor și vor să muncească la proiectul ăsta, îi rog să... pe acolo trebuia să mă duc. Ok, lasă că merge mai în față. Îi rog să mă contacteze, să... trimită pe Facebook un mesaj și în momentul când filmez să îi contactez eu, să îi invit la muncă, dacă vor. Că, na, cu siguranță, fiind un proiect mare, cu siguranță o să am nevoie mai mult de un om, că, na, dați seama, nici Ali nu e robot. Hai că prindem roșu, nu-l mai depășim pe ăsta, că n-are rost, nu ne încadrăm. Chiar sunt curios să vedem cum va decurge toată lucrarea asta. E ora 5, exact, v-am spus. Ăsta la ora 5 a zis că vine. Deci ne încadrăm perfect. Suntem în time. Să nu zică directorul după aia că suntem neserioși, că nu ajungem la timp, că înțelegeți voi ce vreau să zic. Știți, băi, că oamenii așa tind să exagereze, că n-am fi noi de comitet. Oricum e șantier mare aici, ia uitați-vă. Ia uitați-vă ce e aici, boss! Uită-te și tu ce e aici. Aoleu, mama mea! Intrăm înăuntru, nu? Sau nu intrăm înăuntru? Nu intrăm înăuntru, că n-are rost să intrăm înăuntru, că intrăm înăuntru și nu mai ieșim. nu, lasă, că lăsăm aici cumva. Urcăm așa pe trotuar. Op, asta zic, să oprim și luminile. Și ne dăm jos. Ia să uităm. Da, cam murdară mașina noastră. Stai așa, că am uitat să las jos. Ce să fac, am îmbătrânit și eu, mă, na. Să lăsăm jos platforma și să scoatem și lanțurile. Secure, uncouple, nu. Asta zic. Hai prima dată să vorbim cu chiaburul ăla de director, că sigur are el ceva de comentat. Ia să vedem. Bă, da, avem o leacă de pământ, bă. Mamă, cât pământ avem de scos de aici. Mâncați, cred că mai degrabă veneam cu vola și băgam vola în pământul ăsta. Oare mergea?
Cred că aduc și vola până la urmă. Hai să, să trăiți, domnul director. Uite, mă, puteam să trag aici... The old monastery in the forest was probably a secret hideout of the missing wife of the castle's lord. Okay. We assume that she tried to flee with the knight. However, right now we have to delay our research and urgently push ahead with museum operations so that we don't run out of money. Some time ago, I applied for additional funding for a necessary building extension, and it was quickly granted, thanks to the new monument. Da, deci are nevoie pentru că a găsit situl arheologic și trebuie să... Bun. Înseamnă că venim aici cu camionul nostru. Mhm. Îl băgăm aici. Dar stai să vedem cum îl băgăm. Îl băgăm cu fața ca să dăm utilajele jos prin spate. Să nu blocăm strada acolo, uite. Da, corect, 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 corect. Hai să aducem camionul aici. Intrăm frumos pe străduța asta. Și după aceea ne apucăm de treabă. Au, mama mea, au, mama mea. Deci trebuie să unim cu muzeul respectiv. Dar nu știu cum o să fac toată treaba asta. Acolo avem baraca. Aici avem posibilitatea să punem macaraua. Hai să punem macaraua, de ce nu? De ce nu? Oare să încurce macaraua? Dacă o punem, nu cred. 5.000? Wow, 5.000 m-a costat ca să pun macaraua. Ești nebun? Wow. Nu-mi place asta. Nu-mi place asta. Mamă, cât pământ avem aici de scos. Da, până în gardă aici trebuie să lucrăm. Ok, hai, hai să luăm că trece timpul. Tic-toc, tic-toc. Sau tic-tac, tic-tac. Ați înțeles vă ideea? Ăștia stau de vorbă în loc să treacă la treabă să mă ajute. Mamă, mamă. Bun, o să ridicăm acolo înapoi. Dai așa să pun lanțurile la ăsta. Hop. Facem noi cumva să fie bine pentru toată lumea. Și încercăm să intrăm aici. Hop. Ușor, ușor, ușor. Nu prea îți place, văd că. Hai, 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 hai. Cam greu intrăm. Iau cum se aude că trece pe aici. Hop. Hai, mai în față un pic. Hop. Ia să vedem. E bine, parfum. Parfum, ești nebun. Ah, stai că nu prea îi place. De ce oare nu îi place? Se buguiește ăsta. Lasă-mă până scoate-mă la, sper să nu facă urât. Bun. Nu-i place pe astea de cauciuc. Nu-i place, ce să-i fac dacă nu-i place, nu-i place. Bun, ideea e poate reușim să adunăm măcar ceva pământ aici. Hop. Bun, să dăm înapoi. Acum să vedem noi ce facem aici. Începem dintr-o parte. Oricum mie mi se pare că o să avem treaba aici mult, mult. La maxim am lăsat jos. Ia să vedem care e treaba. Da, e bine, e bine, e bine. Să-i dăm drumul, zic. Să încercăm să... A, dar stai să ne punem... De fapt nu mai putem să ne punem lower lift, asta ce face? Trage? Ia stai, stai. Păi nu, că ăsta ne-a spus... No, n-avem ce să facem cu ăla, ăla e ca să spargem pământul dacă e tare sau ceva de genul. Bun. Prindem și noi o lumină. Și bineînțeles, o leacă din third person. Să vedem cum reacționează utilajul nostru.
la greu. Bun. Mai intră oare? Nu prea pare că mai intră. Da, știi ce pot să fac? Pot să văd. Aha. A, e bine, mă. E bine. Aș putea să mai bag o dată și să mai încerc o dată. Ia. Ia, uite așa. Pac. Hai, bă, că ne descurcăm. Cred că tot mai bine dinăuntru lucrăm. Ai, nu știu de ce, am eu senzația că e mai ok dinăuntru. Punem jos, pac, frumos, elegant. Și dăm drum. Pac. Ridicăm. O să fie ceva treabă. Așa. Sunt jos. Altceva, tat. Așa îmi place. Așa îmi place, da. Adunăm, pac, îi dăm și din partea aia, știi? Și în felul ăsta o să reușim și după aia îl încărcăm în mașină și îl scoatem să-l transportăm. Deci o să ne ia ceva timp. O să ne ia ceva timp, băieți. Ia să vedem. Ia să vedem. Aha, deci trebuie să-i mai dăm o dată aici. Corect, ia să. Da, da, o să trebuiască să mai radem câte un pic, cum s-ar spune, dar e bine ce facem. E bine ce facem și mai dăm și din partea aia, pac, se adună pământul în mijloc, știi ce zic? Și după aia venim cu vola, pac, l-am luat, l-am ridicat și am dat tată la temelie, cum se spune. Hai, 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 hai. Asta mă deranjează că e mai greu de manevrat cu șenilele astea, știi ce zic? Da, nu e bai. Ne descurcăm noi, noi. Bun. Așa, mă, uite, mi-am adus aminte, mă, e vorba de time-lapse, mă. Da, mă, vezi că mă gândeam acum, știi? Bă, cum dracu-i spune, mă, la ăla? Da, mă, time-lapse. Păi ce, nu putem face noi time-lapse? Putem face time-lapse, dar... E roleplay, roleplay. Adică, știi la ce mă gândesc? Mă gândesc că dacă faci time-lapse, ar trebui să dau camera de afară, știi? Și eu nu vreau din third person. Pentru că eu vreau să simt ce fac aici, înțelegeți? Și atunci nu cred că o să iasă timelapse-ul super ok, făcând dinăuntru, din first person, știi ce zic? Că, na. Așa e corect, dar... până la urmă lăsăm timelapse-ul deoparte și cine vrea să uite, să uită. Cine nu, poate să dea skip și aia trece mai departe sau, efectiv, nu se uită. Na, ce să fac? Eu trebuie să mă simt ok eu în momentul când joc
Și după aia să mă gândesc, să mă gândesc și la voi, că până la urmă eu îmi pierd timpul aici și trebuie să simt când fac ce fac, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Să nu fie cu supărare, că până la urmă nu e. Timelapse-ul nu e o idee mai bună, să știți. Deci mergem pe varianta clasică, cum s-ar spune, adică facem totul cap-coadă așa cum trebuie. Da, bine, pentru voi cred că pot să fac un sacrificiu și să tai un pic și să vă arăt în momentul când termin un proces, să spunem, din toată treaba. Nu? Ce ziceți? Facem așa? Eu pot să fac în felul ăsta și vă scurtez și vouă ochinul ca să nu stați să vedeți același lucru. Sau dacă vă interesează și vreți să vedeți tot procedeul, atunci îmi scrieți în comentariu și eu fac tot procedeul în clip. Numai că o să dureze ore pentru voi. Și v-am spus, nu cred că stă nimeni să se uite ore la același lucru făcând. Eu nu, mie mi-e drag, adică eu mai ales când văd ce iese din urma mea, uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi ce frumos e în urma. Na, mai sunt, că na, și în realitate se mai lasă câte o dâră. Dar în principiu se vede super mișto. Ia uite, verde, tata, verde, verde. Asta înseamnă că facem treabă bună. Înțelegeți? V-am spus, mai rămâne câte o dură, dar asta putem să facem după aia. Tragem o tură, pa, 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 și îndreptăm tot. Da, și de asta zic, știi? Dacă vreți tot procedeul, lăsați comentariu și îmi spuneți. Bă, Dorele, eu vreau tot procedeul. Bă, Dorele, nu, că mă plictisesc. Păi na, oricum. Acum, ca să fim realiști, eu sunt sigur că mai marea majoritate dintre voi nu se uită la tot clipul, indiferent ce clip e, adică nu stați să vă uitați cap-coadă, ceea ce înseamnă că până la urmă puteți și singur să dați skip dacă, sau să dați pe repede înainte, știți că aveți opțiune acolo pentru a derula mai repede, 2 ori, 4 ori. Și atunci faceți lucrurile singuri, fără să vă mai editez eu nimic și bla bla bla. Deci, până la urmă, am vorbit mult și degeaba, fac tot cum vreau eu, adică fac cap-coadă. Așa că o să las episoadele mai lungi, ca voi să aveți ce derula. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. Avem deja 14%. E bine. E bine. Da 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 da. Ce am luat? Ce barac am luat înainte? Stai să vedem ce barac am luat înainte. Gard, ce am luat? Macara gard ăsta l-am luat înainte. Firea aia drag cu gardul tău. Nu știam ce am luat înainte. Ok, și aici cum o să facem atunci? Împing pământul încoace din partea aia. Bun, hai că reușim noi, facem noi ceva. Ca să fie treaba bună. Așa, bun. Mai îndreptăm un pic aici. Bun.
Mergem pe partea asta, la altă intrăm, pac, dăm o tură acolo. Sper să încape lângă gard. Că altfel am pus-o. Aha! Gardul! Gardul, m-a durut sufletul un pic. Hai să-l luăm așa de aici. Cu cât mai lat, cu atât e mai bine. Hop. Și dă-i. Dă-i. Asta zic. Dăm o dată de aici. Hop. Înțelegi tu? Netaș, pac, frumos. Ia să vezi tu ce frumos facem noi. Ca să fie tot ok. Minunat. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. Până la urmă începe să-mi placă și cu buldozerul, dacă mă întreb pe mine. Dar v-am zis, e diferență oricum. Ia. Hai să dau mai în spate un pic. Cam asta-i. Și acum facem o aroganță. Da, așa pic. Ce urât scârție, bă! Ce urât face, bă! Bun, mai dăm o dată în spate, mai arde mâna și... rezolvat. Caz rezolvat. Stai așa. Hop. Ia uite, bă, dracu, bă, ce sunt. Agață în gardul ăla, bă.
Cam asta e. Ia. Ia uite. Frumos. Ce mai vrei, mă, boss? Uite-te și tu. Și m-am mișcat și destul de bine. Chiar m-am mișcat bine, nu așa? Ar mai merge un pic aici, dar... Hai să mai dăm totuși un pic. Așa. Ce greu se mișcă, bă, frate. Da, e buldozer, normal, n-are cum să se miște mai repede, dar totuși. Totuși. Gata. Bun. Și acum o să trecem partea cealaltă. Hai, 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 hai. Boss, nu fă figuri. Nu fă figuri. Și o să facem adunare din partea asta. Pac, 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 frumos pe mijloc. Vezi tu ce frumos facem. Cam asta e. Jos. Ai, nu te da. Asta zic. Prinde noaptea, ne prinde noaptea, oleac. Ce să facem? Asta e viața. Dacă ți-a pământ s-a adunat acolo, vedeți? Băi, ești nebun. Că mai greu de îndreptat în momentul ăsta. Uite, vezi, trebuie să mai dau o dată acolo. S-a adunat prea mult pământ lângă gard. Și am muncit o zi întreagă, ești nebun? Dar oricum iese ceva... țiplă. Țiplă! Dacă mă întreb pe mine. E mult pământ, e mult pământ. O să am foarte mult de cărat. O să mai trebuiască să mai închiriz o basculantă dacă am șoferi.
Păi băiatule, câtă treabă, uite-te și tu. Bine, nu-mi pare rău, dar e o leac de treabă la pământul ăsta. Aprindem luminile, mai avem lumini, turn off all lights, hell lights on, da, nu, n-are rost. Nu știu, motorină mai am? E bine, mă, stăm bine cu combustibilul. Am mers o zi întreagă și nu s-a consumat mai nimic. Stăm bine, ești nebun. E bun buldozer. E bun buldozer, rache. Static. De cai că se filmează. Să aducem basculantă, volă. Aduce tata de toate. De toate aduci tata. Facem treabă bună aici. La urmă e lucrare mare, durează, ce să facem? Nu? Nu putem termina în 2 pași, 3 mișcări. Facem așa frumos pe rând. Până ajungem la ce ne dorim. Remove topsoil. Fii atent că s-a dus la 12%. Dar de ce credeți că s-a dus la 12%? Că am adunat pământul acolo. Dar nu-i nimic, că noi îl facem înapoi 24%. Nu-i problemă, stați liniștiți. Nu-mi fac probleme. Fac probleme. E clar, în episodul următor o să venim să ne scăpăm de pământul ăsta și după aia mai continuăm. O să
continui eu să adun tot ce am început acum în partea asta a doua. Și în episodul următor o să încărcăm pământul ăsta, să vedem care e treaba. Uite, s-a dus la 11%. El tot din ce în ce mai zici că face anumea. În loc să crească procentul acolo, el scade. Dar nu-i nimic, că rezolvă băiatul, nu-i nimic. Bun, ia să vedem. Așa, chiar nu avem lumini. Asta zic, totuși, un pic de lumină, totuși, totuși. Ia uite-te și tu, uite-te și tu cât pământ am adunat aici. Asta tot trebuie să-l încărcăm, ești nebun? Au, ce aici? L-am luat pe partea aia și l-am dat pe partea asta. Ok, ok, bă, da, mult, bă, mult. Și după aia mai avem aici bucata asta. Aici nu e problemă. Îl rezolvăm. Dar trebuie să ne scăpăm de pământul ăsta care îl adunăm, știi? Da, eu o să trag tare și o să-l adun pe tot ăsta. Și vedem, ne întâlnim data viitoare cu încărcatul, cu tot ce e pe aici. Și poate și vreun ajutor. Vedem. Așadar, dragii mei, ne oprim aici astăzi. Vă aștept data viitoare alături de mine. Nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, aștept și comentariile voastre cu privire la ce facem noi aici, că e importante, domnule, e importante. Mulțumesc frumos de vizionare, nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. Bă, chiar pe bune, abonați-vă. Sunteți 55% care vă uitați și nu sunteți abonați. Deci, din abonații mei, doar 45% se uită. Urât. Se vede urât. Pe bune. Hai, v-am pupat. Ceau. Mai bine.